când te gândești la o zonă de genul ăsta, vrei neapărat să ieși în natură. Care sunt excursiile pe care le oferiți în această zonă și ce poate să facă cineva care vine într-o astfel de excursie? Să facă, să vadă și așa mai. Turiștii care vin în Delta Dunării vin să vadă Delta Dunării. De aceea, cu ajutorul flotei noastre de embarcațiuni rapide, de diferite dimensiuni, avem bărci de 4 locuri, de 5 locuri, de 6, de 10, de 12, putem să facem trasee pe absolut toate rutele din Delta Dunării, începând de la traseea de 3 ore pe lacuri și canale, până la traseul de 7 ore la Pădurea Letea, de exemplu, celebra Pădurea Letea pe care toată lumea dorește să o vadă. Toate sunt cu plecare din Mahmudia? Toate sunt cu plecare de la pontonul locației noastre, cu barcagii angajații hotelului, cu embarcațiuni asigurate, achiziționate anii trecuți, 2017-2018, noi și care asigură tot confortul, cu motoare puternice, dar nu numai, avem și embarcațiuni cu motoare de capacitate mai mică, avem posibilitatea să oferim și să ne ridicăm la toate așteptările turiștilor. Mergi pe canal, ce poți să vezi sau ce poți să faci? Fauna și flora Deltei Dunării, care din păcate în această perioadă nu este foarte ofertantă, dar este prezentă. Pescuitul pentru cei amatori și pentru cei profesioniști. Barcagii noștri cunosc foarte bine zonele unde să-i ducă pe cei care își exprimă dorința de a prinde o ștucă sau doar să se distreze cu copiii la undiță sub o salcie. Slavă Domnului, aveți ce vedea în Delta Dunării. O astfel de excursie la cât ar putea să ajungă? O excursie cu cea mai mică embarcațiune, de exemplu, de 4 persoane, pentru un 3 ore pe lacuri și canale, ajunge la 600 de lei. Delta Dunării se pregătește să-și deschidă așa porțile pentru Paște și pentru 1 mai. Ce îi așteaptă pe turiștii care vin în această perioadă în paradisul apelor? Delta, din fericire, sezonul în Delta Dunării și timpul ține cu noi, e deschis de ceva vreme. Dar spunem acum că odată cu ridicarea prohibiției la ștucă și cu lansarea concursului de pescuit la spinning, practic avem o deschidere a sezonului în Delta Dunării, la care adăugăm, bineînțeles, venirea primei nave de croazieră, care se va petrece pe 31 martie, din Germania, în Tulcea, la Mila 35. Practic încercăm să dăm drumul, să lansăm industria ospitalității, sezonul turistic în Delta Dunării. Și acum, când discutăm de ceea ce... care este oferta pentru turistul care își dorește să se petreacă sărbătorile de Paști și de 1 mai, o mini-vacanță binevenită. Aici ne ducem pe tradiții, pe ceea ce înseamnă gastronomia locală, pe vizitarea Deltei, Delta unde care renaște cu, odată cu venirea păsărilor în Delta Dunării, cu tot ceea ce înseamnă petrecerea sărbătorilor pascale într-un alt fel decât cele pe care le cunoaștem în mod normal. Câte pensiuni, hoteluri și unități de cazare vor fi deschise în această perioadă? Pot să vă spun că undeva în apropierea sărbătorilor de Paști sunt deschise în jur de 65% din capacitatea de cazare, spre 80%. Bine, repet, lucrurile sunt încă în derulare și cifrele pot suferi modificări oricând. Dar la fel pot să vă spun că vis-a-vis de gradul de ocupare avem între 100% și 65% grad de ocupare pentru mini-vacanța de Paște și de 1 mai.
Turiștii care vin în această zonă beneficiază de avantajul faptului că pot veni chiar cu mașina și după aceea pot pleca lejer într-o excursie și așa mai departe. Ce le oferiți celor care vin în această perioadă, vorbim de Paște sau de 1 mai, în zona dumneavoastră? Faptul că accesul este rutier este un mare avantaj, pentru, în special pentru oaspeții care vin la noi în această perioadă. Pentru perioada sărbătorilor pascale am pregătit un pachet turistic care include cazare pentru 2 nopți, servicii 3 zile, un pachet turistic care pornește de la 530 de lei de persoană pe sejur, în care avem incluse toate mesele, cazare, o excursie în cea de-a doua zi de Paște. Această excursie vine suplimentar, opțional, pentru oaspeții care își doresc o experiență de neuitat pe brațul Sfântul Gheorghe, o excursie cu nava noastră Mont Jardin, de curând intrată în funcțiune. Spunem noi lucruri pe care nu le pot găsi în multe alte locații. În momentul de față, hotelul se umple foarte repede. Ce grad de ocupare aveți pentru Paște, respectiv 1 mai? Da, este adevărat, avem un grad de ocupare foarte ridicat, ne apropiem de 90% în acest moment pentru perioada sărbătorilor pascale. Mai avem încă locuri, dar ca întotdeauna rezervările se fac pe ultima sută de metri. Dacă am fi avut 2 sau 3 hoteluri cu o săptămână înainte de un eveniment, și aici mă refer la o sărbătoare mare gen Paște, 1 mai, Rusalii, cu siguranță mai vindeam încă de 3 ori spațiile de cazare de care dispunem. Din păcate, încă nu rezervăm în avans pentru ceea ce vom petrece în anul în curs. Aș vrea să le faceți o invitație cititorilor, spectatorilor, să ne spuneți de ce ar veni la Mahmudia, aici la Mont Jardin, și de ce în această perioadă anului? Păi, este o perioadă de primăvară, atunci natura se trezește la viață, mai frumos ca primăvara, nu cred. E anotimpul meu preferat, poate de unde m-am născut primăvara și atunci am o afinitate deosebită pentru acest anotimp. Dar este sezonul în care natura reînvie, în care păsările se întorc în zonele de cuibărit, totul renaște. Este o perioadă foarte frumoasă a anului. De ce la Mahmudia? De ce nu? Un acces rutier care înseamnă foarte mult, mai ales pentru familiile care vin însoțite de copii și care au un anume, eu știu, anumite bagaje, care vor un alt confort, altă comoditate vis-a-vis de accesul la locație. Iar mai departe, prin faptul că suntem amplasați exact pe malul drept al brațului Sfântul Gheorghe, cu o priveliște deosebită, cu posibilități de a face excursii. Până la urmă, dacă vii în delta Dunării și nu ai făcut o excursie cu o barcă, nu ai văzut peisajul unic pe care îl oferă delta Dunării, nu ai vizitat o gură de vărsare, avem aici acces către Sfântul Gheorghe, către Sulina, sau nu ai mâncat un borș de pește, mă întreb și eu de ce ai venit în delta Dunării. Până la urmă, delta Dunării reprezintă o poveste extraordinară a României pe care toată lumea ar trebui să o încerce. O astfel de cameră costă 420 de lei pe noapte în perioada sărbătorilor pascale. Pot să locuiască în ea o familie formată din 2 adulți și 2 copii. Dar în același preț ai și micul dejun și un lucru foarte, foarte important. Este vorba despre această priveliște superbă pe malul Dunării, pe brațul Sfântul Gheorghe.